Pick Up este un show în care băieții abordează fetele, iar fetele decid cine este cel mai bun pick-upper. Dragi spectatori pe YouTube, avem o surpriză. Acum va fi pick-up-ul feminin. Și hai să întâmpinăm cu aplauze fetele din seara aceasta. Primul invitat din această seară, direct din Italia sau de unde? Marco Ballerini! Stop that! Yeah, I'm awesome, yeah. Hot like fire on a pan. If you wanna touch my, please use caution. Foarte bine, dar cred că mai bine să mi... Așa. Da. Puțin mai liber, că da. Situația incendiară în spate aici. Asta e un mujic serios. Mujic, asta e bărbatso. Marco, da, așa, o simplă întrebare. Ești pregătit? Da. Ești pregătit? Sunt pregătit. Aplauze și noi începem! Salut! Ești Marco Ballerini? Da, sunt eu. Azi pentru tine azi și Nicoleta Sugibini. Ne-ai convins. Ciao. Ciao. Abastanza caldo qua, vero? Molto. Ok. Uite, eu tare de mult am vrut să încerc bucătăria italiană. Penisul tău întâmplător nu e al dente? Marco, n-am auzit ce ai spus la Irina? De obicei e tare. Al dente. S-a uitat la mine, ați văzut? Salut! Marco, eu am 1,85 m și de ce te aleg pe tine? Pentru că eu n-am nevoie de cabluc. Oh. Eu m-am auzit că tu ești din Italia, dar eu când te văd la mine în chiloții, Veneția. E bine, da, Marco? E puțin cald, căldișor, asta de la lumină. Da, chiar de la lumină, da. Știi, în relația noastră, tu o să fii ca un copil mic. Niciodată nu o să fii trist, pentru că tu când o să superi, o să bag tâța în gură. D'accordo. Lux. Emilia, mulțumesc. Marco este довольный. Cum să fii довольный? Mulțumit. Satisfăcut. A satisfăcut. Da, satisfăcut. Eu tot învăț, eu ca și tine sunt străin aici. Cred că tu nu-mi trăși. Mihaela, Mihaela! Eu nu sunt suci pula, corect. Dacă noi totuși am devenit deja așa apropiați, de să spun și am pățit eu azi dimineață. O întâmplare amuzantă. Mă spălam pe dinți, ne-am amintit de tine și am înghițit pasta. Eu am vrut să te întreb gustul de pasta de dinți. Uite, mă gândesc să-mi fac operație din înlăturarea vaginului, pentru că nu înțeleg pentru și el mie dacă acolo nu ești tu. Tot ce știu eu despre Italia, ăsta e filmul Godfather. Apropo, nu vrei să joci cu piscuța mea? Adică s-o mângâie, era cuvântul, l-am încurcat. Da, s-o mângâie. Da, ladna. Marco, ai privit Godfather? Da. Ai mângâit? Nu, ai văzut cu el mângâie, da? Da, mă. Tu, conești, nu ești soare, dar aș vrea să te văd deasupra mea. Emilia. Știi de ce la tine în chiloți nu s-aud de tușânt și nu curmuși? Nu? Pentru că ai o pulă sănătoasă. Marco, e corect, da? Așa e. Da, mai trebuie o vizită, nu știu, trebuie ce... De control, așa, periodică. Uite, se spune că băieții gândesc cu penisul. Perfect. În sfârșit, la mine în cap ați și ceva care gândește. Știi care e diferența între penisul tău și cotul meu? Cotul nu poți să-l ling.
Și cine e penal? Irina Bip. Îmi fac seniu cruce. Nu vrei să-mi faci un masaj? Am probleme cu spatele, de mult nimeni nu a terminat pe dânsul. Dacă ghișești în ce mână e wine crime-ul, ne futem. Știi că copiii preiau cei mai buni de la părinții lor. Am vrut să întreb, tata tău n-a fost un cal? Știu că ai divorțat recent și de obicei, după divorț, bărbați rămân cu buzunarele goale. Dar nu-ți fă griji, după divorț cu mine e să rămâi doar cu ouăle goale. Pot să le iau toate cu mine? Da, spate îi spună câte una, dacă aveți. Fieți, vreți așa? Încă câte una, vrei? Da, da, da. De regulă, eu după sex fumez o țigară. Simt că după sexul nostru ați fumez vreo 3 caliani. Nici eu nu întreb țigara după sexul nostru. N-ați am puteri, da? Tu înțeles. Între dâns și ceva sunt tâmpul. Connection. Eu nu sunt fotograf, dar cu tine aș încerca o poză. Două, trei. Mai multe. Nicoleta Caraman! G lit, just spent that 100 G lick just to flex on a broke bitch with my Louis V drip. Invitatul special, Alexandru Comerzan! Stop that. Yeah, I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine. If you wanna touch me, please use caution. A fost un italian, acum tu ești, un moldovan. Da, am înțeles că el acum recent a divorțat, dar la mine, pohodul, urmează. Da, da. Salut! Salut! Uite, am auzit că tu tare bine știi să prăjești carnea de vită, da? Corect? Da? Aici avem și prăjit. Hai. Eu numai am vrut să spun că-s gospodină. Și la noi în casă, tăi una smiroasă gustoasă. O gândone. În plute. Gândone în plute. Pentru cine mă fac grătar? Ca să spui mititelul tău mare pe mine. Ajunge jumate, dai. Bun. Noi asta mai vedem, tu ai grijă. Eu propun să gătim desertul împreună. De pe tine căpșunile, de pe mine frișca. Ai să o lingi. Bun, 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 bun. Să știi că atunci fetele când te văd, le provoci amnezie. Eu e că am uitat că am prieten. Ei pus mai tare în prima. Bun, da, bun. Dar nu ești italian. Nicoleta, că nu s-a descurcat din prima, că ai avut emoții. Țin-te rogoleacă. Țin. Eu aleg jopul azi. De ce rog, rogolita? Alexandru. Te rog. Dar m-a s-a vorbit mult despre mâncare. Da. Eu îți propun să facem sport. Eu mă ocup cu pole dance. Așa că hai să facem împreună. De la mine dance, de la tine pool. Așa da. Să știi că eu nu cumpăr drojdii și nici măcar nu folosesc. Eu doar pun mâna și crește. Yeah. Comerzan, și cu nedreptatea asta, eu am văzut cum tu bași mâna în găină, dar în mine nu vrei. Să bag și în pisici, este? Mihaela, cred, n-a streac mai departe. Mai pe scurt, când eram mititică, mama m-a prins cum gătuiam un buboc. Amu, eu am crescut și eu tare sper că ea n-a să mă prindă cum eu îți gătui gânsacul.
Stai liniștit, n-are gât așa de mare. Ne descurcăm. Și care sunt cele mai tari lucruri din lume? Că dau seama. Care? Piatra, fierul și sfârcurile mele când te văd. Eu am glume mile. De este жесткі, nu mai am, dar la tăsle plac glumele cu puli. Nu, nici pula nu-mi place dacă ceva e frumos. Știi ce-mi place la tine? Nu mă anunță pâncile, știi? Nu, 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 că fierbinte nu-i doar mâncarea ta, dar și tu. Clasa nouă, asta nu-mi place, clasa nouă. Nastia, nu treci mai departe, aici au fost prie. Nu. Am alta. Zăjgai. Davai, Nastia, hai alta, hai să susținem pe Nastia. Ai, ai o șansă, haide. Viața la țară nu-mi place, dar cloșcă pe ouăle tăi aș sta. Hai că tăiem găina. Băi, în așa caz de-am, nu știu dacă e corect, dar Emilia. În finala, Irina Bivol și Mama de Pisici. Hai să verificăm dacă suntem compatibili, da? Și de obicei răspund băieții la da. Вроде куда. Ну, аша. А все? Хуйна, да? Давай. Александра, ну я ж кумва ангина. Сын Касмодар ингит латини. Бо? Уйте, сексу ностру ас фи ка у партиды ди покер. Ши керти рог, канда ис фащи ол-ин, са дай тати картили пи фац. Și ar sta bine pe tine. O pereche de lofer, niște pantaloni clasici, o cămașă albă și eu. Tăt-i normal, dar fără pantaloni clasici. E vajna, nu era ideea asta! Nase, dacă ai încă una, n-ai, da? Nu vrei. N-am! Poți să dai una dacă vrei, bun. Da, da, hai, ieși. Băi, și cu asta? Nu, stop! Băi, Vlad, ajută-o pe Nase, tu ai bune, hai! Blea. Давай, Влас Лусаренко, ожидайте! Я понял. Лай вон печечку мини зашли. Да, да, да. Влад, ты моя? А шей куда не правильно? Да, то просто. Ты ешь как он какая дико кил? А ты пиздал, как ты пиздал? Vlad, astea au fost, băi. Bărbatul, Jamie în Shazam, eu o să găsească profilul meu de Instagram. Păi, ești folosește din moment. Vrei să mă ia tău, mu, nu? Folosește din moment. Băi, dar poate îmi dat pași. Ești îl încălzești. Davai, ți-a tot normal, dacă aștept să zic o glumă și... Dar voi vă cunoașteți? Da, da. Vrei și noi să ne cunoaștem? Hai! Da. Mulțumesc! Aplauze, aplauze! Nu, 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 eu am pe-a mea, eu am pe-a mea! Hai, hai, da, 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 da. Hai, Ion, încă futeți-vă, blea, hai, ce faci, băi? Te bagi limba în urechi sau îi șoptești, că zici? Am impresia că nu-i cinstit aici, nu stai. Nu, tot e normal, Ira. Și logica ar n-are nici o logică, eu o să intru cu gluma mea. Hai! Bravo! Bravo! Să-și gai! Da, da, ca o femeie independentă din Moldova, bleați! Adevărat! Eu nu sunt critic culinar, dar cred că perfect ai putea să încondimentezi viața. Nas, asta e precis, nu e ai lui Lusarenko, nu-i? Asta e gluma mea! Să, bine. Să, Alexandru, Alexandru Comerzan, decizia finală, cine este cea mai bună pick-up-erșa? Eu am să leg în felul următor cum fac eu copchii, știi, din prima și ne-mi pușcă din prima, Irina, da? Satoshi! Блядь, ну пуни авторские права, что ну и если бы без этого. Я вас выдаю пион раз, личенца. Пион раз, да. Stop that. Yeah, I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine. If you wanna touch my, please use caution.
caution. Tot timpul bucuros alături de voi și te îmbolie că nu voi ședeți în spatele meu. Dacă da, dacă nu, asta e prea interesant. Dar uite ce-mi pașa asta. Vlad, căcras, când a fost... Da, ursa noi. Episodul Așa Bună Seara cu Vlad Săbăjuc a luat foarte multe vizualizări și like-uri. Și oamenii au ahuit, pur și simplu, dacă spun sincer. Mulțumesc că ai venit și episodul a fost foarte tare și vrem să te invităm încă de multe ori. Aplauze pentru Vlad. Îi urăm succes, ascultați cântecele lui. Vlad. Tu, конечно, nu ești Max Corș, dar vreau să văd dacă mă lăie tău povzrăslel. Uite, eu știu că ți-ți place cultura japoneză, da? Hai să facem împreună o seară romantică. Eu îți pun sușile, dai să-mi pui bățul. Fii mănăstire în viața mea. Vlad, vreau să propun o noapte împreună. Și nu-ți fac greș, tot o să fie bine. Eu o să îmbrac hanorac cu Carlos și la tine să scoale. Noroc, hai la mine. No. Apropo, tu cu nepoți faci sau 20% revin producătorului? Ia se piși. Dar spate încă o dată dă mai încet. Ați repetă și eleși cuvinte și data vin și acolo tot. Cu nepoți faci sau 20% revin la producer? Eu m-au zis cu nepoți faci. Iartă-mă, Doamne, că numai la prostii nu m-am gândit. Înțeles? După contract nu pot spun răspunsul ăsta. Dacă ți-ți place anime, karate, ai pseudonimul Satoshi, poate vrei să începi să încercăm niște lupte marțiale noi, niște futeau? Ibra! Инцест – дело семейное. Да, да. Eu prefer să păstrez relații profesionale cu Carlos Dreams, așa că mersi frumos. Tare, aș vrea să fiu ciorapul tău. Măcar așa de aici tău o să fii la mine găuric. Și vrei să te coasă mama din când în când? Și zahod. Uite, eu cătarea zamcicu, da, eu știu cum samurai adevărat nu se teme să-și păteze katana de sânge. Oia! Vani, spate una, promo, bonus, prosta din partea mea. Da, se Mihaela, davai, șansă pentru Mihaela, Cidor! Șansa, bля, Vlad, și eu știu, prima și barazio, Carlos, măi. Satoshi. Eu da. Fost, a fost, dar nu pus-o pe dânsa în valoare. Tipă, ei, nu. Vlad, Vlad. Dar eu очень даже, я ц-аш зыщи. Нормально, да, Сатоша. Пот să-ți spun Сакоша. Pentru că tu porți săculețul cu viitorii mei copii. Înșearcă! Mihaela, ai încă una? Mihaela, încă una ai? Am! Ai încă una! Hai, Mihaela, încă una! Vlad, ești pregătit? Da. Acum îți și răzioc. M-am încălzit, mă, stați! Давай. Так. Ultima lui Mihaela Ctitor. 1 la 1. Și zici, Сатоши, că n-are bani să șachiți curva. Atâta am, atâta sunt, atâta popă. Mihaela Ctitor, așezați-vă, vă rog, așezați-vă. Mersi frumos. Пожалуйста. Dar mama ți-a spus să nu te deschizi. Să dorm, să mănânc. Și te oprești la timp. Dar mamă de pisici de sară poate să-ți pună în pat să nu te oprești. Oia! Aici e nățelă, e album, nu n-a. Vlad, tu ești tare frumos. Tare frumos. Mă uit la tine și te asociez cu Borea Țigan. Pur și simplu, tu de azi tot așa înșechi a trăit la mine sub luc. Luc îl numește. Tu poți să-i spui cum vrei. Eu îmi iubesc prietenii și nu vreau să mă bag, să distrug familia, așa că cu mătra, iartă-mă, dar ne vedem la un unt ceva, cu merință, cu ceva ne-am duci. Întâmplător nu ești Dyson?
Nu. Atunci ce tati fetele te vor? Dă-i super clavle! Între noi degrabă să fie o despărțire. Despărțirea picioarelor mele. Marea mișcare a plăcilor tectonice. Corect. Ai îndoiat cu Carla Zrim, stai, eu propun să ai îndoiat cu mine. Dar ca să fii mai comod, poți să-mi vopsești fața cu peruța. Da. Uite, eu cred că tu în Moldova ești Dumnezeu muzicei. Eu pentru tine-s gata să stau în genunchi. Ce oare are în vedere? Cred că mama de pisici data asta nu o să treacă mai departe. Mulțumesc, aplauze pentru mama de pisici! Ești așa de cald, dar eu așa de tare mă băsesc. Nu vrei, te rog frumos, să mă ajut să mă dezbrac? Miau. Vreau să facem împreună 70 de chestii. Unu, să mergem la întâlnire și 69. Emilia, noi lucrăm până nu o să fie răziop. Emilia. 25 noiembrie. Opriți-vă, nu mai ascultați minciunile, este concertul, rămâne pe 25 noiembrie, sâmbătă, Razyob 3, Satoshi, invitat special, Cape Town, Guess Who, în deschidere, Tenzo, ora 17, doar că, totul o secundă, se întâmplă nu la locația indicată, dar la Chișinău Arena, ne vedem acolo, bilete pe afișa.md. Când stau lângă tine, am așa o senzație, că-s la dietă, pentru că noaptea mereu îmi vine să bag ceva în mine. Iubane! Tu mă vrei? Tu sincer? Sincer? Da, sincer. Nu, dar pustim te vreau. Bля, tu ești capier! Tu ești capier! E ca și... Nu, nu! Construit pe minciună. Nu, nu! Nu te vreau! Хули, dar eu sunt noaptea pe la trei! Oh! Știi? Când stau lângă tine, îmi aduce aminte de copilărie. Și așa de tare vreau să sar iarăși pe răzână. Este vorba de protecție. Da, da. Uite, tu ai un clip cu Carlos, așa-i? Dă-i, te rog, să-ți ocupă. Foarte bune au fost ambele. Irina Bivol! Și în finală, super joc cu Mihaela Titor. Hai, hai! Super joc! Super egal! Păi, poate noi știm că tăți n-au ales-o, dar ea are răzioabe tare. Și, tipa, facem o rundă aparte. Chiar випуск отдельный, ediție specială. Numai Mihaela și Țătoșe. Разъем по Михаилу Актитор. Обожаю. Аплаузе, ши Михаил Актитор, ла Влад. Ты случайно не încercat să ajungi în Hogwarts? Atunci de ce fața ta arată de parcă te-ai răzibit într-un perete? Da, babăcică, în peretele inimii mele. Три билета на Михаил Актитор пентру радио. Ай, стой. А что это был концерт с вами, Михаил Актитор? Аплаузе, апарте. А что это был Лас Сабажук Сатоши? G lit, just spent that 100 G lick just to flex on a broke bitch with my Louis V drip. Stand-up-ovka nu doar vă face să râdeți, dar și aranjează viața oamenilor. Da, polo, nu tragi polo la stand-up-ovka. Asta a fost picat feminin. Mulțumesc mult, la revedere. Hey!